Romani, capitolul 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Cum mă pot schimba? Schimbarea nu vine prin eforturile noastre umane, prin frustrare, ură, respingere, vinovăție și alte lucruri făcute fără ajutorul lui Dumnezeu. Suntem făpturi noi în Hristos. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Și astfel, trebuie să căutăm să fim după placul lui Dumnezeu. Ne dorim să fim ceea ce El vrea să fim și să ne comportăm așa cum El ne spune. Dar ca să ajungem la acest nivel, trebuie să învățăm să gândim ca Dumnezeu. Schimbarea vine ca un rezultat al înnoirii minții noastre după cuvântul lui Dumnezeu. Când ești de acord cu voia lui Dumnezeu și începi să crezi că tot ceea ce zice El este adevărat, vezi treptat schimbări în viața ta. Încep să gândești diferit, apoi să îți schimbi modul în care vorbești, ca în final să îți schimbi și comportamentul. Acesta e un proces care poate dura, așa că în timpul acesta învață să ai atitudinea corectă. Sunt în proces de schimbare și voi fi bine. Bucură-te de timpul în care Dumnezeu te schimbă. Bucură-te de locul în care ești, având în minte destinația la care vei ajunge. Bucură-te de călătorie. Nu îți irosi puterile din prezent pentru a încerca să rezolvi lucruri din viitor. Relaxează-te. Lasă-L pe Dumnezeu să domnească în viața ta. Nu te mai învinovăți. Schimbarea vine pas cu pas, iar în acest proces poți învăța să te apropii de El. Putem veni la Iisus așa cum suntem. El ne acceptă și ne ajută să devenim așa cum trebuie să fim.